cineva să spună ceva? Dacă îmi permiteți o scurtă intervenție. Mă gândeam, ascultând expunerea, că pe lângă literatura de sertar, putem vorbi și de o oralitate de sertar. Domnul profesor Ion Cojan povestea despre întâlnirile pe care domnia sa le avea cu colegul său de liceu, domnul dr. Cornel Videa, Petre Țuțea. Și de asemenea, m-a rugat. De asemenea m-a rugat domnul profesor să vă rog, doamna Alina, să reeditați emisiunile pe care domnul Cornel Videa le-a avut la TV Neptun. M-am gândit. Eventual, dacă vreun episod va scăpa, probabil că domnul Sorin Lucian Ionescu, care mi-a făcut bucuria de a fi prezent, o să vă ajute să recuperați un eventual episod. Pentru că l-am pomenit pe Petre Țuțea, aș vrea să profit de prezența rara avis a domnului Răzvan Codrescu la Constanța și să rog să comenteze afirmația lui Petre Țuțea: pentru mine Dumnezeu este român, iar dacă nu este român, sunt împotriva lui. Mulțumesc. Da, Petre Țuțea de multe ori brava și uneori dădea impresia că spune enormități, dar ele aveau un tâlc ascuns care trebuia decodat contextual. Sigur că a fost un credincios fervent. Chiar dacă a pornit la drum ca om de stânga și a avut o perioadă de ezitare ideologică, să zicem așa, și a revenit destul de repede și, pe urmă, ca să se motiveze pe sine însuși, obișnuia să colporteze această formulă, dacă până la 30 de ani nu ești de stânga, înseamnă că n-ai suflet. Dacă după 30 de ani rămâi de stânga, înseamnă că n-ai minte. Sigur că era un fel de pledoarie pro domo. În orice caz, a venit la dreapta destul de repede și a ilustrat dreapta românească în mod sacrificial, inclusiv în temnițele comuniste. Dar ideea fundamentală era ideea de Dumnezeu. Un Dumnezeu care nu e un Dumnezeu abstract, un Dumnezeu al filozofilor. Petre Țuțea se înfuria dacă îi spuneai filozof. Cel mult admitea să îi spui gânditor creștin. Pentru ei, pentru el, filozofii erau patriarhii ereticilor, aia care îți mintesc lumea și care fac din întrebare un fel de ziciu. Un Dumnezeu care se întrupează și care se apropie de noi după chipul și asemănarea noastră. Și fiecare neam al Pământului, ca și fiecare persoană umană, are un mod propriu de a se întâlni cu acest Dumnezeu, care într-adevăr se particularizează în fiecare ins și în fiecare comunitate, în același timp rămânând unul și același. Cum zicea Constantin, noi ca să divide fără să se împartă. Dar în felul acesta intră într-o relație intimă și profundă cu fiecare dintre noi, atât la nivel individual, cât și la nivel comunitar. Deci ăsta este sensul cuvintelor lui Petre Țuțea. Nu este vorba de o obsesie naționalistă, ci de realismul spiritual al unei drepte întâlniri cu Dumnezeu. Așa, și plus că venea și dintr-o perioadă în care noi eram
eram familiarizați cu o altă istorie, cu totul alta, față de care l-a prezentat domnul profesor. Deci cam asta a fost modul de a impactul în Constanța. Și mai vreau să pun o întrebare domnului Codescu, dar cumva aceste cărți apărute după 90 a lui Ioan Analide, Întoarcerea la Hristos, document către lumea nouă, sau Im pentru Crucea Purtată și alte, Drumul Crucii, ăsta, multe cărți, pot fi considerate literatură de sertar, adică acea literatură de care chiar n-a fost frică, ăstora care au condus până în 99. Așa. Și dacă nu cumva problema, a spus-o dumneavoastră, e greu să găsiți o fisură și să vă pun o întrebare, într-adevăr, să spui întrebări după ce vorbim dumneavoastră, dar cred că problema este, a spus-o, vă repet, cum ajung aceste cărți, aceste idei, mai ales către tine. Și dacă nu, cumva, o soluție, să zic așa, ar fi prin școală. Bineînțeles că ajunge la politică, este imposibil. Dar dacă nu, cam, cumva, altfel e greu să trezești interesul așa, nealfabetizând generații, necunoscând, într-adevăr, ce s-a întâmplat. De ce nu a apărut și la noi o revoluție ca în Ungaria sau ca în Cehia? Păi, de ce? Pentru că erau sute de mii de oameni în pușcării. Și cei mai buni. Normal că n-am avut cum să avem o revoluție. Ar trebui explicat tinerilor. Mă rog, mulțumesc și încerc. Și eu mulțumesc pentru o întrebare care prilejuiește o serie de precizări necesare. Sigur că literatura asta a închisorilor, cum o numim geneic, este extrem de bogată și de diversă și că ea poate, într-un fel, să fie asimilată cu ceea ce numim literatura de sertar. Conceptul de literatură de sertar, însă așa cum a apărut el și s-a lansat pe piață și așa cum a creat un întreg orizont de așteptări, însemna puțin altceva, însemna opere de creație literară a unui autor consacrați, care însă nu s-a putut să reexprima din pricina cenzurii comuniste, nu? Și atunci păstrau undeva ascunse niște opere scrise așa cum le-au simțit, fără opreliști, nu? Și care vor apărea vor veni la conștiința publicului într-un ceas potrivit. Literatura asta de închisoare e puțin altceva. Ea intră foarte puțin în conceptul consacrat de literatură, în sensul de artă a cuvântului. Pentru că oamenii ăștia sunt niște mărturisitori care nu întotdeauna își propun să literaturizeze și care nu întotdeauna au talentul literar ca să o facă. Deci miza acestei așa zise literatură este cu totul alta. Și ea nu are neapărat și calități estetice. Uneori se întâmplă să aibă. Sunt autori de închisoare care scriu foarte bine și sigur că ei vor avea și cea mai mare priză la public. Asta este avantajul. Atunci când ai nu numai de spus lucruri miezoase, dar știi și cum să le spui, nu? Asta devine o formă de cucerire a publicului cititor. Până urmare, este și nu este literatură de sertar această vastă literatură a închisorilor. Problema însă noastră majoră este alta. Nu că este literatură de sertar sau nu este, ci faptul că oficialitatea literară românească, criticii literari, istoricii literari, presa specializată, instituțiile specializate, refuză cu obstinație să bage în seamă această literatură. De pildă, în istoria literaturii română lui Nicolae Manolescu, directorul scriitorilor și probabil cel mai reputat critic și istoric literar în viață, nici nu se pomenește pe literatura închisorilor. Pur și simplu, ca și când n-a existat. Că un fenomen atât de complex, nu? Să-l crești cu vederea. Nu numai complex, dar și unic în tot spațiul acesta european. Este un lucru pe care dimpotrivă ar trebui să-l punem în evidență și să ne recomandăm cu el. Până urmare, aici trebuie un declic. Trebuie ruptă, nu? Această conspirație a tăcerii. Sigur că nu toate cărțile
comise, să zicem așa, de cei care au trăit în închisori, merită în egală măsură, știu eu, să treacă proba timpului și așa mai departe. Dar sunt multe dintre ele, s-a pomenit deja de Ioan Ianolii, de Întoarcerea la Hristos, sigur, începând cu jurnalul Felicia Neștain, dar cum se zicea și în literatura rusă, zică toți mari prozatori rusă trag în mantaua lui Gogol, cam așa e și la noi, din jurnalul Felicia Neștain, care par să tragă, nu? Toate aceste mărturisiri ulterioare. Sigur că e și nu e chiar așa, pentru că multe dintre ele au fost scrise înainte de 1989 și păstrate, cum e de pildă romanul memorialistic al lui Marcel Petrișor, nu? Pe care eu l-am citit în manuscris încă de la începutul anilor 80. Deci sunt situații, situații, cazuri și cazuri. Ce este că stăm o imensă moștenire literară și mărturisitoare pe care încă nu ne-am învrednicit să o chivernisim cu însăcurine. Mulțumim pentru intervenții. Mai dorește cineva să spună ceva sau să întrebe ceva? Aș vrea să spun că nu cred că numai fratele meu e cel care a scris. Cred că sunt foarte mulți, dar eu știu cât de greu a avut el acces la publicarea prima dată și dacă nu ar fi cunoscut pe cei de la televizor, de la Neptun, pe plan local, ca să facă și lecția de istorie, a fost o șansă a lui. Poate sunt foarte mulți în țară care știu mai bine, unii care poate ieșind în 64 când s-au eliberat închisorile și au scris memorii, câți poate n-o fi. Dar dacă au avut acest zid tocmai oamenilor de specialitate, ce se ne mai miră? Mai zicea tânărul acela că vrea mediatizare să știe tineretul. Nu se vrea, că poporul care nu-și cunoaște istoria nu știe ce să facă cu viitorul și suntem unde suntem. Asta este concluzia. Sunt foarte mulți, sunt sigură de asta. Iar el a avut șansa și deschiderea unor tineri de la televiziune. Este aici prezent Sorin Ionescu, poate să spună mai multe. Cât de greu a fost să-și scoată cărțile. Și când a fost să le verbiseze, tot așa, că îți era frică, parcă ziceai și eram în 94. Pentru că s-au dat drumul la niște supape atât s-a întâmplat în 90. Nimic altceva. Sorin, vrei să ne adaugi ceva, te rog? În primul rând vreau să vă salut. M-am apucat la început, că m-am întârziat puțin. E destul de copreșitor pentru mine să vorbesc despre personalitatea doctorului Dida, cu care am petrecut foarte multe ore și, din punctul ăsta de vedere, am fost un privilegiat, pentru că, dintre toate emisiunile pe care le-a făcut la TV Neptun, cam 40% le-a făcut cu mine și restul cu alți 3, dacă nu chiar 4 realizatori. N-aș vrea să vă spun lucruri pe care le știți despre Dr. Dida, pentru că este și timorant pentru mine, mai ales într-o asemenea încăpere, într-un loc în care teoretic nici n-ar trebui să fiu. Și ar fi înțeles aluzia. Eu am avut o relație cu totul specială cu Dr. Dida. O relație între un român și un evreu, cum s-au mai întâlnit în istorie. Eu eram un fel de Mihail Sebastian al doctorului Dida. În afara faptului că aparent aveam orientări politice și accepțiuni istorice diferite despre ce s-a întâmplat în diverse perioade, vreau să spun că doctorul Dida nu era în stare să jignească pe nimeni. Era convingător în ceea ce spunea, dar în același timp ținea să menajeze alte opinii. Eu nu cred că a jignit vreodată pe cineva. În particular, cu mine, cel puțin, el era mai internaționalist decât credeți, în anumite privințe. Fiind în filonul profunzimii sale un naționalist în sensul bun al cuvântului, fără accente extreme și fără idolatrii păguboase, zic eu. În privința emisiunilor de la TV Neptun, vreau să spun că ele există toate. Toate. Eu am făcut o retrospectivă la un moment dat, că
s-au împlinit niște ani de la plecarea domniei sale, dar n-am reușit să le difuzez pe toate. Mai precis, 60% din ele n-am reușit să le difuzez, deși am încercat să le cenzurez. Și să nu vă sperie termenul, pentru că se refer la cu totul altceva. În perioada aia de pionierat în care a început doctorul Dida să facă emisiuni cu Radu Preda și a continuat cu Liviu Tramudana și cu Mircea Taisi, cei care au fost înaintea mea, pe televiziune era permis să fumeze în platou. Toate emisiunile din perioada aia nu pot fi difuzate din acest motiv. Pentru că se fuma în platou. Și n-am putut, am încercat să iau cadru cu cadru. Am încercat să pun imagini peste. Am încercat să tai. Nu se poate. Ele pot fi editate pe DVD și vândute în librărie. Asta este voie. Pe TV nu mai pot fi difuzate. Doar pe DVD sau pot fi transformate într-o carte de dialog. Da. A, categoric pot fi transformate. Nu sunt de acord de asemenea nici cu faptul că sunt foarte mulți care ar avea ce spune despre o anumită perioadă a istoriei sau despre istorie în general. Doctorul Dida era cu totul special. Avea o carismă și un har care trecea sticla. Vă dați seama că în toți anii ăștia în care am condus televiziunea Neptun, am căutat oameni. Pe prietenul meu, Cojoc, n-am reușit să-l conving. Avem antecedente. Nu, adică o emisiune săptămânală măcar. Nu există asemenea oameni. Vă spun cu părere de rău. Am căutat în disperare. Au fost oameni care au venit la televiziune și și-au oferit serviciile. Nu puteau trece sticla. Oricât de interesante lucruri și de multe aveau de spus. Doctorul Dida era unic. Și era un om pe care, iar își vă spun ceva ce nu știți, ni l-au vânat televiziuni centrale să-l ia. Doctorul Dida, ca și mine, nu era o apariție eclatantă la televizor. Nu eram niște oameni frumoși. Dar felul în care vorbea magnetiza, să știți. Și asta o știți cu toți. Am promis că vă spun lucruri pe care nu le știți. Ar fi multe de spus despre doctor. Eu am avut discuții lungi, mai ales după emisiune. Și câteodată ne-a uitat Dumnezeu în mașină, pentru că eu îl duceam acasă de obicei și, adică refuzam să-i dau șofer ca să mă duc eu cu el. Nu ne duceam nici să bem, nici să stăm în vreo cârciumă și când ajungeam la destinație, invariabil, cred că stăteam vreo oră, oră și ceva în mașină, sunt de vor, uita să plece. Eu am, dacă vreți, o amintire paralelă despre doctorul Dida. V-am spus, un om mult mai deschis, mult mai, ca să nu mai zic internaționalist, un om mult mai internațional. Știți foarte bine că în emisiuni avea calupuri întregi despre politica externă. Și era un om foarte deschis și foarte tolerant. Asta ca să fac o paralelă cu numele profesorului Coja, care a fost evocat mai devreme, nicio legătură. Și în final vreau să spun că, mai ales într-un asemenea cadru larg, eu prefer să păstrez amintirile astea pentru mine și să le împărtășesc în particular oricăruia dintre dumneavoastră care ar fi interesat. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru intervenție, Sorin Ionescu. Mai vrea cineva să spună ceva? Vă mulțumim că ați venit, mulțumim Fundației Sfinții Martiri Brâncoveni pentru găzduire și vă invităm să coborâm la masă. Toate cele bune! Cine nu a primit cărți? Domnul Fușa, doriți să spuneți ceva? Să spun și eu câteva cuvinte, pentru că l-am cunoscut pe Cornelius Dida. M-am invitat în comună la Caragurat, Ferdinand și acum Cogălician. L-am invitat pentru că citisem cartea Valea Distrei și eram, oare cum așa descumpărit și spuneam așa, de ce Valea Distrei și nu Valea Nistrului, că era un punct de refer în detenția noastră. Valea Nistrului era, am făcut analogie, zic, trebuie să fie ceva. Și faptul că credeam că la un moment dat că pur și dânsul închisoare. Dar mi-am dat seama la un moment dat că
intrat-o într-o arie, într-un câmp așa, al concentraționismului comunist, ca și când ar fi fost în mijlocul ei. Dar când am discutat și mi-a spus că nu, este un singur observator. Și atunci mi-am dat seama că într-adevăr a fost un observator și un pedagog extraordinar, pentru că toți eroii din Catea Dânsului, majoritatea am cunoscut și eu prin istorie, pe la Gherla, pe la Iud, n-au trecut însă pe la Pite și am spus, n-ai putut să faci o rază, o rază pe la Pitești, nu era un câmp minat. Deci dânsul a făcut a prezentat fenomenul acesta al închisorilor comuniste la nivel foarte înalt și foarte bine și foarte realist. Deși n-a fost acolo, e același fenomen pe care l-am găsit la Dumitru Bacu, care a scris cartea Pitești. Dumitru Bacu n-a fost la Pitești. M-am întâlnit cu el la Gherla în 1950, plecat de la Pitești, trimis de Turcanu cu următoarea indicație. Tu, Macedonie, nu pleci la canal, că trebuie să pleci la canal la timpul respectiv, tu pleci la Gherla, acolo unde sunt macedonii tăi și trebuie să-i știi ce înseamnă, să-i tragi de limbă, faci sau nu faci. Puteam să spun eu că nu o să fac, fac. Nu vrei sau nu vrei? Vreau, bineînțeles. Când m-am dus la Pitești, bineînțeles că în duba respectivă eram un sute de studenți, era pe 7 iunie 1950. În duba respectivă toată lumea credea că plecă la canal. Și eu n-am avut ce faci la un moment dat, spun un coleg de-al meu, așa de puțin cam tare sau de și ceilalți. Măi, Vasile, nu merge la canal, mă. Ei, nu merge la canal. Pe unde merge? Păi zic, merge la Gherla, dar mai încet. Păi zic, poate, de unde știi? Când mi-a spus domnul Turcanu, s-a făcut liniște și n-a mai vorbit nimeni pe la Gherla. Când am ajuns la Gherla, bineînțeles, în dubă mă gândeam, deci trebuie să fiu să torn acolo. Da? Cum să torn eu? Că tata când a fost odată în copilărie, fratele meu era mai mic și nu știu, a făcut odată o prostie și am tras o palmă. Tata m-a luat de urechi și a spus, de ce e tras o palmă? Pentru că uite așa, 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 prietena mea. Să nu faci niciodată să tot, adică să părăști pe cineva. Deci mi-a rămas în minte această lecție de peritorie. Deci când m-am dus la Gherla, am dat peste machidorii mei, însă nu știam cum să le spun eu că să se ferească de mine și de studenții de la Pitești. Și totuși, lui Bacu a avut odată o întrebare și un lucru și a spus, a vedea-te de mine că și eu... Și atunci oamenii spune, dar ce s-a întâmplat cu tine? Și atunci Bacu mi-a întrebat, mi-a spus Boguzdru că tu te ferești de noi, că uite așa, că mi-a lexit, adică m-am schimbat. Da. Și dacă m-a schimbat, omul mi-a spus mie, ce ai cu mine? Zic, nu știu ce ai cu tine, dar tu să nu vorbești niciodată că ai stai de vorbă cu mine și ce ți-am spus eu, că m-am schimbat. Bacu a plecat la canal și la canal a fotografiat tot fenomenul de la canal. Și a scris cartea aceea cu Pitești și a apărut în 1964, deci prima carte care a fost în detenție, cu ceea ce s-a întâmplat la Pitești. Un observator, deși n-a scris la Pitești, însă a făcut o carte, o radiografie excelentă asupra ceea ce a fost la Pitești. Bineînțeles că n-a intrat în amănunt. Și nu s-a întâmplat, adică nu știe ce s-a mai întâmplat, de unde a pornit, cum a pornit, cine a dirijat și de ce s-a întâmplat, ceea ce s-a întâmplat de cu condamnările la moarte, cu studenții. Deci, Corneliu Dida a fost un observator extraordinar, a intrat în subiectul oamenilor și
când citeam cartea respectivă, eram chiar în interiorul acelei cărți. Mulțumim! Ierunca nu. Ierunca n-a făcut decât o mutăț de recenzie la cartea lui Bitum. Vrea cineva să vivească cărți? Nu, aș vrea și eu două cuvinte să spun. Spuneți. Evocarea de astăzi și în seara de carte a domnului doctor Tida aduce în actualitate personalitatea sa. Mi-amintesc de prima sa apariție, primele apariții la Neptun, care m-au fascinat pur și simplu. Mi-aduc aminte cu cât interes ajutam următorul episod al lecțiilor, pur și simplu, de istorie, pe care dânsul cu mult curaj le avea. Am rămas surprins de tema de istorie pe care o abordat, unde mă refer mai mult la dreapta, istoria dreptei românești, care pentru mine a fost ceva cu totul și cu totul deosebit. Atât vreau să spun, personalitatea, remarc personalitatea dânsului și faptul că astăzi noi evocăm cu atâta interes, este foarte interesant. M-aș fi bucurat să-i fost un public mai larg care să cunoască mai mult și mai bine personalitatea acestui. Mulțumim pentru intervenție. Va fi un public mai larg pe internet, fiindcă am înregistrat evocarea de astăzi. Cine dorește să primească cărți, să vină și de urmă coborâm la masă.